Este oficial, românii pot intra deja în Turcia doar cu buletinul. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu, care a mulțumit autorităților de la Ankara pentru promptitudinea cu care au aplicat măsura convenită săptămâna trecută cu președintele Erdogan. Potrivit datelor oficiale, în 2023, peste 1 milion de români și-au petrecut vacanța în Turcia. Cele mai căutate destinații au fost Istanbul și Antalya. Președintele Erdogan a aprobat pe 20 mai un decret în baza căruia cetățenilor români li se acordă scutire de viză pentru călătoriile turistice și permise de tranzit în Turcia, cu un timp de ședere de maxim 90 de zile.